Parlamentul australian a adoptat o lege care obligă giganții tehnologici să plătească mass media pentru preluările de conținut. Legea a fost adoptată cu ușurință după ce companiile Facebook și Google au ajuns la un acord cu autoritățile pentru a evita să fie supuse unui arbitraj obligatoriu. Noua lege deschide calea pentru ca acești doi jucători digitali majori să investească zeci de milioane de dolari în acorduri pentru conținut local, informează AFP. Datorită acestei legi se vor rezolva conflictele dintre giganții tehnologici și autoritățile de reglementare din întreaga lume pentru a echilibra relații dintre mass media tradiționale, aflate într-o mare dificultate financiară, și giganții care domină internetul și captează o parte semnificativă a veniturilor din publicitate. Guvernul australian a declarat că legea va garanta că organizațiile de presă sunt compensate în mod echitabil pentru conținutul pe care îl generează, contribuind astfel la menținerea via jurnalismului de interes public în Australia. Google va plăti de acum pentru conținutul de știri care apare în noul său instrument numit Google News Showcase, iar Facebook va trebui să plătească furnizorii care apar în produsul său News, ce urmează să fie lansat în Australia mai târziu în cursul acestui an. După blocarea publicării de link-uri către articole de știri din mass media locale sau internaționale ca răspuns la proiectul de lege, proprietarul Instagram și WhatsApp a cedat și a încheiat un acord de ultimă oră cu guvernul de la Canberra. Cei de la Facebook vor investi cel puțin $1 miliard în conținut de știri în următorii 3 ani. Facebook și Google au la dispoziție 2 luni de zile pentru a încheia alte acorduri prin care să se evite un arbitraj obligatoriu.